Înotătorii de la Palatul Copilor din Constanța au fost medaliați la Campionatul Național Școlar de Natație întrecere rezervată copiilor născuți între 2009 și 2011. În întrecerea băieților de 14 ani, Matei Silivestru a urcat de 8 ori pe podium, obținând cele 5 medalii de aur ale Palatului Copiilor, dar și două de argint și una de bronz. În concursul fetelor de 12 ani, Andreea Iordachea a cu cucerit 4 medalii, două de argint și două de bronz. Sportiva și vicecampioana României la 100 de metri liber și 100 de metri spate, iar la 50 de metri liber și la 50 de metri spate a urcat pe treapta a treia a podiumului. Medaliat a fost și Darius Nicula în trecerea băieților de 12 ani. Micul înotător a obținut argin la 50 de metri spate și 100 de metri spate și bronz la 100 de metri fluture. Obiectivul Palatului Copiilor Constanță la această competiție nu numai că a fost realizat în totalitate, ci și depășit. Planificasem obținerea a 14 medalii și am obținut 15. Bravo, delfinașilor! Toți ați fost la înălțime! A declarat antrenorul copiilor Octavia Antilagă.